Bună ziua, dragii noștri! Din nou împreună la rubrica Cărți Deschise pentru Minți Deschise, în cadrul acestei frumoase campanii, Arhetipuri, Simboluri și Ritualuri Șamanice. Este astăzi alături de noi Ioana Maria Iliuț, practicant în șamanism, facilitator vindecare tradițională. Ioana a fost de acord să mai facem un material, un interviu pe baza unei alte. Cărți frumoase din colecția șamanism. Este vorba despre șamanul din nord, practici spirituale din tradiția nordică veche, un ghid experiențial către înțelepciunea popoarelor din nordul îndepărtat al Europei, de Evelyn Rizdick, carte publicată în colecția șamanism și, așa cum spuneam, carte care face parte din campania Arhetipuri, Simboluri și Ritualuri Șamanice. Șamanul din Nord explorează tradiții din trecutul foarte îndepărtat al Nordului, recuperându-le din miturile nordice care au ajuns până la noi. Peisajul cosmologic al mitologiei nordice, cu cele trei niveluri ale existenței, practicile de modificare a stărilor de conștiență, călătoria spirituală în căutarea înțelepciunii, Figurile feminine cu semnificația lor deosebită legată de timp, de ciclurile naturii și de puterea de a face profeții sunt elemente care definesc, am putea spune, saga popoarelor din nord și povestea lui Odin, zeul căutător, cel care a luptat să obțină cunoașterea prin transformare. Eu am să vă arăt și cartea la cameră, Evelyn Rizdic, șamanul din nord, practic spirituale din vechea tradiție nordică. Ioana, aș putea spune față de alți interlocutori sau față de alți invitați special pe care i-am avut în cadrul acestei rubrici pe acest subiect care ține de șamanism, de arhetipuri, mituri, simboluri și ritualuri, aș putea spune că tu beneficiezi și de o parte practică foarte, foarte importantă în ceea ce privește tradiția nordică, tradiția nordică șamanică, mai ales, așa cum spuneam, într-o întâlnire anterioară, într-un alt material realizat de noi. O mare parte din timp, tu trăiești în Irlanda. Și aș vrea să, să o pomenim și pe Ania Norman, uh, cu care anul trecut, dacă nu mă înșel, sau chiar în iarna acestui an, dacă nu, 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 nu mă înșel în, în februarie, în februarie, acest <laughs> an, la librăria Seneca am avut un eveniment foarte frumos uh, pe tradiția nordică șamanică în care invitat special a fost Ania Norman și ne-a vorbit din perspectiva aceasta, nu doar pur teoretică, cognitivă, dar și cea practică. Ce poți să ne spui despre tradiția nordică și ce ar avea ea specific față de alte tradiții? Chiar dacă, așa cum într-o intervenție anterioară tu ai spus că poate fiecare tradiție sau fiecare tradiție șamanică din fiecare colț al lumii este legată printr-un filon pe care noi nu-l observăm, dar în momentul în care ajungem să studiem foarte mult, ne dăm seama că, deși probabil că amerindienii sau cei șamani din Mexic sau cei din Huiciol sau. Din America de Nord sau din America de Sud, n-au ajuns poate în Siberia sau în, sau în Tibet, sau cei din Australia, apropo de o altă carte superbă, Religiile Australiene a lui Mircea Eliade, cei din Noua Zeelandă, din Papua Noua Guinee, n-au ajuns în peninsula Scandinavă. Și cu toate astea, există un filon care leagă aceste tradiții. Repet, Având fiecare sau păstrând fiecare anumite specificități ale zonei geografice respective. Da. Bună seara și mulțumesc din nou pentru invitație. Cartea lui Evelyn Risting pentru mine e foarte specială. Pentru că ea vorbește despre lucruri tot așa dintr-o dintr perspectivă foarte practică și, da, după cum știi, eu sunt foarte pasionată de latura asta practică și de tot ce înseamnă, da, de partea de ceremonie. Eu în ceremonie mă simt acasă. Mie acolo mi-e bine. Restul funcționez, da? Acolo e acasă. Și uh, spuneai foarte, foarte bine. Uh, asta mi-amintește, eram în jungla amazoniană și eram cu am fost în vizită la un pictor vizionar pe numele lui Pablo Maringo și uh, povestind de picturile lui, la un moment dat l-am întrebat, auzi, da, ce ce cu simbolul ăsta? Era o stea în cinci colțuri care apare peste tot în lume. Și am zis, da, nu cred, asta e și la voi? Și zice, da, cum să nu? Păi și la noi. Și am găsit-o după aceea în, în Asia, în America de Nord, în și la fel și cu... Sunt foarte, foarte multe simboluri în lume. Chiar dacă zicem, ok, practic, după cum spuneai, indigenii din Papua Noua Guine nu au avut cum să ajungă în, în contact cu indigenii din Siberia și care nu au ajuns în contact cu indigenii din jungla amazoniană. Și cu toate astea există simboluri pe care le regăsim în foarte multe culturi, eventual din colțuri complet diferite ale lumii. Și atunci ne dăm seama că atunci când ni se ridică vâna ultranaționalistă, dacă ar fi să scărpinăm puțin mai mult, am ajunge la aceeași sursă și la aceeași esență. Ceea ce um, importanța. Diferitelor culturi, și acum referindu-ne strict la cultura din nord, la șamanismul nordic, este faptul că atunci când avem acces la o cultură tradițională care e cumva, știi cum se zice în engleză, closer to home, e mai aproape de casă, e mai aproape de efectiv și de casa fizică, da, de climatul în care trăiești, dar și de energia Pământului și de modul în care energia Pământului se manifestă și în care, da, în care ea se manifestă inclusiv în ceremonii, atunci acele lucruri sunt un pic mai relevante pentru că au niște lucruri cu care te poți conecta mai ușor. Sunt de mai exemplu, familiare. Da, sunt mai familiare. Dacă mergem în jungla amazoniană și acolo sunt copaci care nu-și pierd niciodată complet frunzele și te conectezi cu copacii respectivi, e destul de, uh, e un alt univers, pe care trebuie să-l înveți, dar aici, când mergi în nord și vezi uh, pădurile, acele infinite de brazi și de pin și de mesteacăn și de așa, e atât de familiar și e acasă. Și de acolo s-a păstrat foarte mult. S-a păstrat foarte multă cunoaștere în ceea ce privește um, în ceea ce privește nu știu cum să explic în cuvinte, <laughs> care ne ajută cumva să ne ancorăm și să ne reamintim de cum suntem noi și cine suntem noi. Iar în cartea în lui Evelyn Ristic, um, chiar dacă ea vorbește despre concepte care pot părea mai ales acum că tot, toată lumea se uită la Vikings pe Netflix și alte cele și uh, pot părea foarte străine și foarte așa cum sunt zeitățile de acolo, care zei nordici sunt într un fel destul de spectaculoși, așa cu uh, cu caracteristici umane, au tot felul de zeități care trăiesc în locuri diferite, de exemplu, zei care trăiesc, zei șefi, cum ar veni, care trăiesc în, care, al căror șef este Odin, care trăiesc cum ar veni în lumea de sus, în ceea ce în șamanism numim lumea de sus. Versus cei care trăiesc în lumea de mijloc și modul în care ei lucrează cu oamenii. Și aici, eventuistic, vorbește foarte, foarte, descrie extraordinar de amănunțit, dar de, extraordinar de clar, diferitele lumi și modul în care ele interacționează unele cu celelalte. Pare foarte, uh, pare foarte, um, așa, dintr-o carte de povești, dar, de fapt, sunt niște lucruri extraordinar de practice. De exemplu, are. Um, câteva capitole în care vorbește despre, despre femei, despre primele statuete care simbolizează zeițe găsite acum, care datează de acum 35.000 de ani. Și după aceea sare la Freia. Da? Despre care Freia, lumea știe, da, e zeița aia nordică, dar e un fel de, e un fel de lucru învăluit în mister, dar de fapt... Dacă stăm să citim cartea Ristic, ne dăm seama că Freya, în afară de calitatea de um, șefă a zei, zeilor, dacă ar fi să luăm așa, ea de fapt ce era? Ea a fost primul șaman, a fost prima femeie șaman, a fost cea care a adus prima ceremonie, ceremonia de seidr, um, oamenilor. Și a fost cea care a practicat-o prima. Și a fost cea care a lucrat, care uh, își schimba forma trupului, care făcea shape-shifting prima, care putea să meargă între lumi prima. Și ea a fost, practic, cea care i-a învățat pe oameni cum se face asta. Dacă ar fi să, dacă ar fi să o luăm așa, Freya a fost uh, prima învățătoare a practicilor șamanice pentru popoarele din Nord. Da? Și ea, uh, ea avea, ea cea, ce făcea ea de fapt? Ea înțelegea natura. Putea să navigheze prin ciclurile naturii. Putea să na navigheze prin uh, lumile diferite ca să aducă mesaje. Și asta de ce era important acum cât 2000 de ani? Pentru că de acele mesaje depindea supraviețuirea unui trib uneori. Practic, omul a fost nevoit să ajungă la aceste stări uh, extinse de conștiință ca să găsească turmele cu vânat, în primul și în primă și în primă fază. Pentru că, da, ok, uh, se urmăreau urmele uh, de pe din pădure, dar. Intrând în lumea cealaltă în care spiritele vorbesc clar și liber, ea putea să vadă, a, ok, stai că turma tu e înspre vest. Și atunci mergeau vânătorii și își făceau treaba și tribul avea ce mânca și toată lumea era bine. Și era, uh, pentru că de aici cumva, acum toți vorbim despre mâncare organică sau despre un mod de viață sustenabil. Dacă primii șamani sau primii oameni care făceau tranziția asta între lumi, au fost primii oameni care aveau grijă de sustenabilitate. Pentru că atunci când se mergea la vânătoare, în general, și asta am auzit în povești din, la americanii din America de Nord, dintr-o turmă erau câțiva, um, câteva na, căprioare sau bizonți sau așa, care efectiv se ofereau, care rămâneau în urmă. Pentru că spiritul omului care făcea această conexiune comunica și spunea, avem nevoie de mâncare, trebuie să trăim, trebuie să supraviețuim. Ne ajutați? Și ei ziceau da. Pentru că întotdeauna era uh, erau anumite căprioare, erau anumiți bizoni care erau mai înceți, mai vârstnici, care puteau fi, care se ofereau și exact așa se și, așa se și exprimă în multe culturi, care se ofereau. Și atunci atunci uh, natura era în echilibru, pentru că existau mai puține boli și oamenii erau în echilibru pentru că aveau ce să mănânce și erau bine. Da? Deci de asta are atât de multă relevanță, au atât de multă relevanță învățăturile acestea vechi inclusiv învățăturile nordice, care par foarte, foarte um, spectaculoase, dar de fapt au niște rădăcini atât de concrete, și atât de simple, și atât de bun simț. Și um, da, putem să vedem și aici ceea ce îmi place la uh, șamanismul nordic este că are foarte multă legătură cu. sunt foarte multe paralele cu cultura noastră. De exemplu, nornele sunt, pentru mine sunt niște ființe care mă intrigă foarte mult. Nornele care țeseau firul vieții și care decideau ce se întâmplă, care aveau și puterea de a tăia firul vieții. Aici putem, într-adevăr, vorbim despre niște entități spirituale, dacă e să luăm așa, care mențin echilibrul în univers. În același timp, vorbim despre femeile care torceau luna. Pentru că unde era, de asta există întotdeauna niște paralele în cultură și care sunt foarte importante pentru pentru bunăstarea tribului în sine. Pe de o parte avem țesăturile care țes universul și toate legăturile care se creează în Univers. Pe de altă parte, avem bunicile care torc luna, din care sunt făcute hainele care țin oamenii efectiv la nivelul fizic, în confort, la căldură. Și de aceea e foarte greu să separăm spiritualitatea de viața de zi cu zi. Un alt lucru la în, în, în cunoașterea nordică, un punct central și un punct central în majoritatea ceremoniilor, și ce asta în majoritatea, în majoritatea țărilor Europei este așa, este focul. E punctul central al ceremoniilor. Și noi avem focurile de sunt medru, avem focurile de sânziene, avem focuri în diferite. Momente ale calendarului, avem anumite focuri. La fel și în nord, focul era um, focul era partea centrală, elementul central al tuturor ceremoniei. Era locul prin care se conectau sau se conectează oamenii cu strămoșii, uh, cu zeitățile, în care se făceau ofrandele, în care. care De ce focul? Pentru că, fără foc, într-o climă um, Rece, nu supraviețuiești. Da, uite, gândește-te gândește la noi uh, focul de tabără. Exact. Da, mergi la munte, da, în creierii munților, da, și uh, seara nelipsitul uh, foc de tabără cu cântecele aferente, da? Da. Și de ce? Pentru că în subconștientul oamenilor, în, foarte adânc în sufletul omului, știi, că se te spune că timpul nu, uh, nu e liniar. Că linearitatea timpului e un mare mit. Aceasta e dovada. Într-un anume mod, noi încă suntem acolo. Și în momentele acestea, mai ales acum, cu situația în care a fost, un lucru pe care mi l-au spus foarte mult oameni în perioada asta a fost că simțeau, se simțeau separați de elemente, efectiv de pământ, de foc, de. și aveau, aveau nevoie asta de a, de a face un foc. Undeva, oriunde. Pentru că era nevoia asta de conexiune și nevoia asta um, foarte, foarte de bază de a te conecta cu unul dintre elementele primordiale. Și de aceea, focul în, uh, în cultura nordică, în ceremoniile nordice, este absolut nelipsit. În afară de foc, la ce mai, la ce ne mai oprim? Ne oprim la Toiag. Da? Toiagul care, din nou, este nelipsit. Care ce reprezintă? Da, reprezintă copacul vieții, reprezintă yggdrasil, în care sunt toate cele nouă lumi conținute și cu toată cunoașterea aferentă. Aici, dacă, putem, dacă e să facem paralele cu lumea noastră, am putea să vorbim despre lumea rădăcinilor, despre conexiunea cu strămoșii, cu pământul, cu poporul, cu. Da, cu rădăcinile pe care le avem, după care tulpina este persoana noastră, care modul în care trăim în lumea asta, iar um, ramurile care ni se ridică înspre cer vorbesc despre. Um, nevoia de a avea o conexiune cu divinitatea. În orice, orice formă ar lua această conexiune. Da? Uite, uite Iar... dacă mă întreb pe mine, scuză-mă dacă mă întrebi, uh, mă gândeam uh, toiagul uh, îmi inspiră înțelepciune. Da, da. Înțelepciune. Că... Indiferent că vorbim de, indiferent că vorbim de toiagul unui bătrân, da? care, nu știu, stă pe prispa casei, se deplasează de colo-colo sau merge în sat, da? sau merge la cineva în comunitatea respectivă, ne imaginăm o comunitate rurală undeva la sat, un sat, un cătun, poate nici nu are nevoie fizic de sprijin prin acel toiac. Dar toiagul este nelipsit, da? arată cumva e un fel de înțeleptul satului. Toiagul îl mai regăsim uh, și la, la ciobani, da? exact. apropo de transumanță și de da. Iarăși, uh, e un element dincolo de faptul că stă ciobanul proptit în toiagul, în bota respectivă și uh, e, are, are, are alte simboluri acel. Are, acel are ceva, pentru că el ce face? El aduce... Din nou, la fel, ce, același lucru pe care îl aduce focul, aduce conexiunea. Da? Aduce conexiunea cu cunoașterea veche, cu um, copacul vieții, practic, cu toate cele trei aspecte. Aduce conexiunea între lumea asta și lumea strămoșilor. În majoritatea culturilor și inclusiv la noi, astăzi chiar stăteam și mă uitam la un filmuleț, la niște registrări din anii 70 cu dansul călușarilor. Ei au toiagul respectiv în mână. E nelipsit. Și atunci când bați, e o, um, e o senzație absolut deosebită atunci când ai un toiag în mână și când uh, ești într-o ceremonie și stai cu toiagul ăla în mână și efectiv te ancorezi. Dacă faci asta într-un mod conștient, e, cum să zic, ai acces la lumii la lumii întregi. Călușarul, dacă nu mă înșel, este și unul dintre cele mai vechi dansuri populare românești. Da, 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 și sunt sunt două... și este un dans de vindecare, foarte foarte vechi, călușarii veneau odată pe ani la sate și dansau, veneau în sate, iar oamenii care erau bolnavi care aveau nevinde... nevoie de vindecare veneau și se dansa în jurul lor. Și călușarii folosesc toiagul respectiv ca să bată pământul, ca să trezească energiile de care e nevoie. Da? Toiagul e un, e un, e un element foarte, foarte important. Iar pe partea feminină, dacă e să vorbim despre dansuri sacre, avem purtata fetelor de la Căpâlna. Din județul Alba și cam în tot județul Alba sunt diferite versiuni ale ei care era Versiunea feminină, care era un dans de fertilitate, dacă vezi cum se, cum se unduiesc ele, se făceau forme geometrice, se făceau simboluri, la fel, aceleași simboluri despre care vorbim. Acum, fiind în Irlanda, aici se folosește foarte mult simbolul spiralei, care mă duce foarte mult cu gândul la simbolurile din cucuteni, care mă duce cu gândul la nodurile vikingilor de pe toate adică mai ales în Europa. Europa e un continent mic ca și dimensiune. Suntem foarte, foarte, foarte înrudiți. Și uh, de asta e important în momentul în care găsim, în care într-o cultură se menține un anumit, un anumit lucru viu, da? o anumită tradiție vie, important să mergem acolo și să vedem, ah, ok, oare de ce fac oamenii? Ce, care e conexiunea respectivă? Unde îi duce? Și de asta pentru mine a fost foarte interesant, uh, interesant în șamanismul nordic, în culturile, în cultura nordică și în ceremoniile lor, modul în care se folosește focul, în care se folosește toiagul și efectiv am început să îmi amintesc lucruri pe care nu le-am învățat în viața asta. Dar sunt, uh, dar sunt în noi. Da? Și atunci, în momentul în care lucrăm cu focul și mergem în tradiții și luăm un toiag în mână și sau, uh, sau toarcem uh, lână. Luăm lână în mână și o toarcem puțin. Toată cunoașterea strămoșilor, toată cunoașterea de care spunem că a fost acoperită sau asimilată sau așa, toată începe încetul cu încetul, cu încetul să, să revină. Și de aceea eu chiar, chiar recomand uh, cartea Eveline pentru că vorbește foarte clar, descrie foarte clar uh, ceremonii și descrie foarte clar uh, simbolismul uh, obiectelor sacre și ale obiectelor, ale obiectelor sacre, de exemplu, ale um, îmbrăcăminții pe care le purtau șamanii, pe care le purtau vindecătorii. Pentru că, din nou, un lucru care e foarte important de știut este că o persoană care lucrează muncă de vindecare, un șaman, dacă e să-i spunem așa, în orice cultură, modul, care, modul în care se îmbracă sau decorațiunile pe care le are, simbolurile pe, pe care le poartă, ceea ce are la el sau cu el, totul are o semnificație. Nimic nu este întâmplător. Și o persoană o persoană care chiar știe ce face vă va putea explica exact de ce, de ce bate de trei ori cu toiagul în pământ, de ce aprinde focul de la est, de ce, de ce poartă, are un os de, nu știu, lup la ea, de ce, de ce, de ce, de ce. Și va putea să explice toate aspectele, toate aspectele acestea, pentru că nimic, absolut nimic, nu e întâmplător. Și asta e foarte uh, clar descris în, în cartea Eveline Ristic. Foarte frumos. Aș putea spune un soi de incursiune, călătorie istorică, culturală, spirituală, prin tradițiile popoarelor da? din, din Europa și făcând referire la tradiția din, din Nord în timp ce te ascultam, mi-au venit și câteva alte simboluri getodacice, că tot vorbeam și făceam paralele între tradiția nordică și cea getodacică, mai ales influențele, dacă ne referim la ca perioadă istorică, la influențele celților. Da? și un lucru, un lucru, foarte important și mă gândeam la acel, bine, se spune balaur, dar este acel lup da, cu coadă de, de șarpe pe care îl găsim în fit, așa, într-o Pe care îl găsim în ca simbolistică în tot ce ține de partea aceasta de armată, să spunem, zona militară a getodacilor Dragii noștri, a fost astăzi alături de noi Ioana Maria Iliuț, practicant în șamanism și facilitator vindecare tradițională. Am vorbit despre o carte foarte frumoasă, Șamanul din Nord, de Evelyn Rizdic, o carte publicată în colecția Șamanism a Editorii Herald, Practici Spirituale din tradiția nordică veche, un ghid experiențial către înțelepciunea popoarelor din nordul îndepărtat al Europei. Uh, îi mulțumim foarte mult Ioanei, noi ne dăm întâlnire la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Până atunci aveți o zi binecuvântată și lectură plăcută. La revedere, numai bine! La revedere!